Jucătoarea de tenis Irina Begu, locul 28 în clasamentul mondial, a câștigat meciul cu sportiva americană Coco Vandeweghe, locul 43 WTA, după un meci maraton întins pe durata 3 seturi, toate încheiate cu prelungiri. După 6-7 în primul set, Irina Begu a câștigat un sector simetric, actul secund 7-6, iar în decisiv s-a impus cu 10-8. Irina Begu este cea de-a doua jucătoare de tenis din România calificată în turul 3 a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. După victoria cu scorul de 2-1 obținută în fața americancei Coco Vandeweghe, Irina Begu s-a alăturat Simonei Halep în cea de-a treia fază a competiției de pe zgura pariziană. Dacă Simona Halep a avut emoții doar în primul set în ceea ce privește accederea în turul 3, Irina Begu a fost nevoită să sufere pe întreg cuprinsul meciului, dar în final a reușit să se impună după ce a cedat primul set pe care l-a avut într-o primă fază la de mână. Irina Begu a început cu bine partida cu jucătoarea din Statele Unite ale Americii și a condus ostilitățile în setul inaugural. La scorul de 5-2 în favoarea sa, Irina Begu a avut o cădere inexplicabilă și în final a cedat setul cu 6-7 în tie-break 4-7. Setul secund a fost echilibrat și a fost câștigat de jucătoarea din România, care s-a impus cu 7-6 și 7-4 în tie-break. Cele două jucătoare au făcut spectacol în actul al treilea și au oferit un meci extrem de gustat de publicul prezent în tribunele arenei pariziene. După un set extrem de încrâncenat, Irina Begu și-a arătat clasa și s-a impus cu 10-8 și a câștigat meciul cu scorul de 2-1 după 3 ore și 38 de minute de joc. Irina Begu va întâlni în turul al treilea pe Annika Beck, jucătoare germană în vârstă de 22 de ani, aflată pe locul 39 în clasamentul mondial.